imagini cu porțile? Sunt imagini cu porțile de la... Se întâmplă ceva la... Nu se știe exact. Am crezut că alea de acces la stadion. Și eu la fel. Nu. Deci se întâmplă ceva la Galați înaintea meciului cu Șepși. Băi... Mi-e foarte greu. Voi aveți mai multă experiență în domeniu decât acolo. Mine. Explicați-mi ce se întâmplă, vă rog frumos. Păi meme, poate de pe vremea lui porțile. Băi, zici că ești o cârtiță ceva, adică nu... Au săpat pe linia porții. Păi înseamnă că nu are... Înălțime. Înălțime. A fi măsurat arbitrii. Deci poarta are 2,36 și trebuia să aibă 2,44. 2,44. Da. Are 2,36? Da. Și păi atunci de... ce faci? Scoți pământ de acolo, scoți 8, câți centimetri? Deci 2, 3, 6, 2, 4... Am vrut să zic acum ceva, dar nu, că era împotriva. Ridici bara mai sus. Ridici cu totul poarta, că se ridic. Trebuie să sapi 8 centimetri, acum? O, da, serios, chiar asta e explicația? Așa îmi spun colegii din redacție. Deci unul are 2,41 și unul are 2, 3, 6. Păi și deodată s-au lăsat în jos... Sunt primii arbitrii care verifică. Deci una are 2,41 și alta are 2,36. Cine este arbitru? Ce fără, o fi vreun topograf. Deci asta chiar e de... Florin Andrei. Da, se lucrează la amândouă, că noi acum am văzut imaginele. Că să mă lămurească și pe mine cineva. Deci se lucrează la amândouă porțile. Eu găseam o soluție. Zi. Nu, descălța pe portari. Corect, dacă îi dai... ghetele și... Exact, diferența aia. Exact, diferența aia nu mai era problemă. Deci una 2,41 și una 2,36. Băi, bun, dar porțile... Foarte, foarte mult. Porțile sunt reglabile, adică se pot scoate și se pot... Și că aia 2,41 a fost rezolvată. Și acum lucrează la asta cu 2,36. Vă numai în pielea, dar nu... Foarte ciudat, că bănuiesc că eu văd că arbitrii măsoară la fiecare meci, pe orice stadion. Știi că e celebru gol al lui... E celebra bara lui Crișani, cu mingea care, în mod normal, dacă poarta era la înălțimea, că, sau, dacă era la... din meciul cu Benfica, da? Dacă poarta era la înălțimea corectă, ăla ar fi putut fi gol. Uite cu ciocanul. Deci ei ce fac acolo, mă? Ciocănesc. Ei scot pământ. A fi scos, poate au scos pământ și au pus doar altă glie, știi, mai de sub, nu știu. Formidabil. Normal trebuie să fii pe linia porții, știi? Cred că portarul, dacă stă pe linia porții, intră în pământ. Ma. Asta e nou în fotbalul nostru. Adică mi-aduc aminte, ții minte de Romario, care aranja singur poarta la Cluj. Pires, da, Pires, pe scaun, se urcase acolo, deci da. Se urcase pe scaun, că se rupsese plasa. Da, asta cu să... Mie plac cei care stau și supraveghează lucrările. De tare de tot. Așa, mai ciocănește aici, măi, dă-i. Dar ăla ce face? Dă jos terenul, nu? Că asta... Deja așează gliile. Ceva sau... Deci a scos ceva de dedesubt. Tămălugește, da. Se face linia porții, gata, rezolvat-o. Da. Adică poarta aia nu poate fi scoasă. Probabil că a fost au săpat, au luat bucăți de gazon, care bineînțeles că rădăcinile sunt trebuie să tai. Adânci au scos de sub el din drenaj, știu, bă, de acolo, da? Și l-au dus mai jos. Da. Dacă plouă s-ar putea să se facă baltă. Ma. Adică practic nu se poate ridica poarta în sine. Păi, cu centimetri aia. Păi nu așa ar fi logic? Trebuie să pui ceva sub ea ca să poți să o ridici. Păi da, dar porțile din ziua de azi se scot afară. Păi da, dar astea de antrenament, care se plimbă, nu, știi? Nu, și astea de pe teren normal. Eu știu de la... Știu de... Să scot afară, tăvălugezi sau faci și poți să le reglezi dacă deci... nu... Ok, nu știu, dăm legătura că trebuie... Nu vorbesc de astea, știu că la carlerii în braț. Fabrică de plase pe scărești, dar de porți nu știu să fie... Mă aștept să văd pe portarul până aici, să se uite la poartă de undeva de sub nivelul terenului. Dacă e penalti, că trebuie să stea plină porții, problema e acolo. Păi da, și... Poate intră în ghetele noroi. Nu, dar... Știi de ce? Acum să nu se supere nimeni, că asta e chiar o glumă. Au avut portar mici de statură. Și
Na. Păi și... A, și ai zis să-l înaltul să-i... Nu, nu, nu. Să-i dau să vie poarta. De 2, 4, 4, vine, vine poarta. Să vină, vine poarta. Să-i mare poarta. Să-i mare poarta. Durbozoan că-i micuț, papa a fost cel mai... Hai că vedem ce iese din meci. Ne vedem la sus și prieteni. Ba, mamă. Bună asta, mi-a